În continuare o să discutăm cu experta Vastu Kociuk Inga și nu o să zicem bună dimineața pur și simplu, o să zicem chiar buongiorno, pentru că Inga este în Italia. Bună dimineața, mă bucur tare mult că ești alături de noi. Bună dimineața, bună dimineața. Eu aș vrea mai întâi de toate să ne explici acest paradox. De ce se întâmplă că în anumite locuințe ne simțim foarte bine, ne place, iar în altele, nu știu cum, parcă atmosfera e mai lugubră, așa, mai somptuoasă, chiar dacă oamenii ne sunt foarte apropiați? Da, deci de casă aș putea vorbi foarte, foarte mult, dar în două cuvinte vă pot spune una. Fiecare casă are o formă particulară, are o energie particulară, pentru că este un organism viu. De aceea este foarte important să cunoaștem în ce formă locuim, să cunoaștem în ce poziție este casa noastră pentru a crea o armonie în această casă. De asemenea, este important ca casa să nu fie foarte veche pentru o familie tânără. Pentru că într-o casă veche, casa are și ea anii ei și are viața ei. De aceea, atunci când tinerii își aleg o casă, este bine ca ea să fie nouă, de construcție nouă, sau să fie renovată de la zero până la, deci de la fundament până la pereți, pentru a renova viața în ea. Foarte interesant acest aspect. E demonstrat științific că apa are memorie. Încă nu au reușit experții să demonstreze că și pereții și oglinzile poartă energia respectivă, dar există niște superstiții care sunt destul de respectate în acest sens. Poți să ne explici ce reprezintă de fapt Vastu? Că am înțeles că e o direcție Feng Shui, doar că preluată din India. Ai putea să ne spui care sunt principiile acestui domeniu? Da, Vastu este o știință, o știință întreagă cu diferite materii în ea, cum ar fi fizica cuantică, cum ar fi legile naturii, cum ar fi legile cauză-efect. De aceea, indienii din India antică, vorbim de 15-25 de mii de ani în urmă, au constatat că casa influențează asupra vieții noastre și oamenii studioși care studiază Vastu de foarte mulți ani au petrecut mii și mii de cazuri sau au studiat mii și mii de cazuri și de case care au dat dovadă acestui fapt că casa influențează viața noastră. Și anume din cauza că noi trăim într-un univers care este și el la rândul lui un organism viu cu energia sa, are structuri de energie diferite și fiindcă ne găsim într-un spațiu în care există și planete, în care există și gravitație, toate aceste lucruri influențează mintea omului. De aceea, casa și cu omul este ceva total. Da? Noi când intrăm în casa noastră, formăm cu casa un ceva total. De aceea, dacă casa are defecte, precum ușile care sunt puse la sud și nu la nord. Sau, deci este și un, să spun așa, un echilibru, da? O armonie în a construi o casă. Pentru că vechii arhitecți construiau anume așa, pusă corect în fața punctelor cardinale, pentru că și pământul nostru este cumva foarte corect poziționat în bază energetică, da? Energia curge de la sud la nord în direcția ceasornicului și în acest mod, noi dacă intrăm într-o casă veche, în acea casă deja energia curge invers și atunci și evenimentele în viața noastră vor fi invers. Bun, dar apropo, astăzi este și Ziua Mondială a Locuinței și nu toți avem cunoștințe în materie de Vastu sau Feng Shui sau energologie în general. La ce ar trebui să atragem atenție sau cum am putea să redobândim confortul și echilibrul în locuințele noastre? Deci confortul se redobândește prin curățirea casei la nivel energetic, cum făceau și bunicii noștri, da, cu elemente. Elementele sunt cele primare, foc, apă, aer și pământ. De aceea este bine, măcar o dată pe lună, să ștergem tot ce este legat de mobilă în casa noastră, chiar și pereți și podea, cu apă, cu sare.
pentru că starea reprezintă elementul pământ, pentru a scoate aceste energii rele. Deci ne aducem aminte bine că și bunii noștri făceau acest lucru. Dar nu ne explicau de ce, pentru că se făcea, da? Se transmitea doar acest fapt că se făcea. Bunica mea o făcea și eu nu înțelegeam de ce. Uitați-vă că după aproape 40 de ani am aflat și eu de ce se face acest lucru. Trebuie să atragem atenția în primul rând. Dacă noi aveam greutăți în finanțe, de exemplu, sau în lucru, în primul rând atrageți atenția la estul casei, da? Acolo unde răsare soarele. Acolo unde răsare soarele, dacă avem prea multă mânză, vă recomand să o scoateți sau să o dați cât mai departe de est sau să o descărcați dacă sunt lucruri grele acolo. De ce? Pentru că estul reprezintă societatea. Da? Fiecare parte a casei reprezintă o sferă de activitate a vieții. Și noi începem cu munca noastră, cu ce? Cu comunicarea, da? Comunicarea cu alți oameni. De aceea este foarte important pentru o casă. Al doilea sector important este nordul. Iarăși, dacă observați în casa voastră unde este nordul și acolo aveți foarte multă mobilă, vă recomand ca mobila aceea măcar să fie un pic mai legeră, da? Să nu fie chiar plină, să nu fie foarte grea. Să nu fie încărcată, da? Exact, exact. Să nu fie încărcată, mersi. Nu-mi vine cuvântul. Și încercați să scoateți tot ce este mai greu din nord și din est. Dacă aveți un divan foarte mare, poate puteți să-l mișcați în altă parte sau să-l schimbați cu nordul masa care stă acolo și prea grea, da? Acest fapt va aduce în casă mai multă energie prana, adică energia prana răspunde de sănătatea noastră, iar energia nordului răspunde de starea noastră financiară și economică. Deci trebuie să ținem cont de acest set de reguli, dar uite că în tradițiile populare sunt niște superstiții. Ci că la casa nouă nu trebuie să mergi cu un ceas, nu trebuie să primești în dar o oglindă pentru că vine cu energie străină, că trebuie să ți-o procuri. Ce elemente ar trebui să excludem din casele noastre ca să avem parte de o energie frumoasă, bună? În primul și primul rând trebuie să excludem toate lucrurile pe care nu le folosim. Lucrurile vechi, lucrurile sparte, orice cănuță, cercuță, farfurie pe care noi folosim, poate, nu știu, acolo, pentru ceva, aruncați tot, pentru că ele poartă o energie negativă și vă dăunează, cum s-ar spune, în viața de zi cu zi. Da? Pot să fie mai multe certuri în casă, pot să fie conflicte cu copiii, cu soțul și așa mai departe. Al doilea punct ar fi să urmăriți unde aveți cel mai multe plante, da, în casă poziționate și să vedeți cam în ce sector sunt acele plante poziționate. Dacă sunt la est sau la nord, să le duceți în altă parte a camerei, a casei, înspre vest sau sud, acolo unde trebuie să le fie locul. Da? Iar și eliberăm spațiul important în casa noastră pentru a atrage această energie benefică. Așa. Dar apropo, sunt și obiecte pe care ar trebui să le aducem în casă pentru a ne aduce noroc și un echilibru emoțional? Nu sunt foarte multe obiecte pentru că vastul este legat de legea naturii. Deci noi în casă trebuie să avem multe elemente naturale. Mai puțină plastică, mai puține accesorii în plastică. Și materiale care nu sunt naturale. Noi acum suntem antică și acest fapt ne irită pentru că casa plină de plastică nu prea aduce evenimente bune, să spunem așa. Bine, plasticul și nici nu este foarte ecologic, așa la drept vorbind. Tu spuneai despre zona estică a locuinței, că ar fi responsabilă de lucru, interacțiunea umană și fiecare punct geografic, coordonatele geografice au o importanță majoră. Dar cum ne dăm noi seama? Există o busolă pentru necunoscători? Cum să ne dăm noi seama că, uite, aici e bine și dincolo e o decizie proastă? Este foarte ușor. Intrați pe Google Map. Pur și simplu, și vă uitați la casa voastră. Așa. O să vă arăt poziția actuală. Nordul trebuie să fie întotdeauna sus, iar sudul jos.
da? Pe telefon, pe Google. Și acest fapt vă va arăta dacă sunteți în fluxul energetic al planetei sau nu. De obicei, majoritatea caselor nu sunt în fluxul energetic, pentru că arhitectura noastră undeva a uitat aceste legi ale construcției, da? Și de aceea ne-am trezit să locuim în aceste locuințe făcute nu după regulile VASTU. Și mai am o întrebare, pentru că nu avem tare mult timp la dispoziție. Se zice că cei mici sunt mult mai sensibili decât noi, adulții. Cum se explică faptul că, uite, ei simt aceste puncte energetice bune din casă și adesea ei nu pot dormi la ei în cameră? Cum am putea noi să schimbăm asta și dacă trebuie să ținem cont de spiritualitatea celor mici? Da, exact. Foarte mult trebuie să ținem cont de acest fapt. Copiii de obicei se joacă mai mult în mijlocul camerei, dacă ați observat, pentru că acolo sunt energiile cele mai curate. Da? Noi avem și o inimă a casei, în care această casă se leagă de univers, iar copiii simt acest fapt pentru că chakrele lor sunt încă deschise, pentru că ei nu știu ce înseamnă frică, nu știu ce înseamnă a fi speriat, a fi emoțiile negative, nu le înțeleg încă, da? Nu le percep. Dar ei percep la nivel energetic foarte mult pentru că chakrele lor se formează. Și atunci copilul, dacă doarme la sud, el va fi foarte iritat și foarte lenos. Nu va avea chef de viață. Ar fi bine copilul să doarmă la nord-vest sau la est sau chiar la nord, dar cu capul, iarăși, foarte important, către est sau către sud. Așa. Eu cred că noi o să trebuiască să discutăm mult mai frecvent, pentru că o să facem anatomia locuinței, dacă mi-e permis această expresie, deoarece fiecare cameră trebuie să se bucure de o anumită energie, fie să ne inducă în stare lucrativă sau să ne ofere zona de confort. Inga, îți mulțumesc tare frumos pentru aceste informații. O să mergem acasă și o să căutăm zonele alea de care ne spuneai tu și coordonatele pe Google Maps. Între timp, mulțumim tare frumos pentru interviul oferit. Vă mulțumesc și vouă!